acuzații grave la adresa celor care administrează adăpostul de câini fără stăpân din Roman. Doi reprezentanți ai Federației Naționale pentru Protecția Animalelor susțin că la Roman câinii sunt gazați și trăiesc în condiții mizere. Ba mai mult, mâncarea acestora este vândută de angajații adăpostului. Oamenii sunt în conflict deschis cu cei de la SC Municipal Locato Serv, firmă subordonată Consiliului Local, cea care administrează adăpostul, despre care susțin că le-a interzis accesul în incinta adăpostului. Aceleași acuzații sunt întărite și de consilierul independent Sorin Dumitru Cazan, care este și șeful Poliției Animalelor Neamț. Am mai avut un contract de colaborare cu SC Municipal Locato ESA pe 3 luni de zile, de pe data de 9-15 până pe 12-15. Iar nouă ni s-a spus că în momentul în care vom avea oficial actele în regulă, atunci va urma o prelungire a contractului de colaborare. Totuși, pentru că noi nu suntem de acord cu modul lor de gestionare a serviciului pentru câini comunitari fără stăpâni, mai exact omoară foarte mult câine acolo, prin diferite metode, în afară de metodele brutale prin care îl lovești și îl omori, îi omoară prin înfometare, îi omoară prin lipsa tratamentului sanitar-veterinar și prin diferite alte metode. În data de 28, unul din lucrătorilor oficial, Jalbă Mihai, mi-a interzis accesul în adăpostul pentru câini comunitari. La întrebarea mea, care i-am spus că sunt persoană oficială, dar n-are importanță, chiar și ca simplu cetățean, tot am dreptul să intru acolo. Și am indicat că domnul director Damaschin are înștiințările necesare cu privire la organizația noastră. L-am lăsat dându-i telefon și vorbind cu domnul Damaschin, iar eu am plecat pentru ce am venit eu, pentru munca voluntară în beneficiu câinilor comunitari. Ați avut acele probe, la ce se refereau probele și cum ați rămas fără ele, că am înțeles că s-au pierdut? Da. După ce am terminat treaba acolo și am plecat să iau apă, la întoarcere venise în curte însăși domnul Damaschin. Vreau să precizez că în momentul în care am venit eu în mod inițial în jurul orei 10:30, erau doar 3 oameni acolo, 40 de minute, 50 de minute mai târziu, erau de acum, eu am zis vreo 9, dar echipajul de la Poliția Comunitară au numărat vreo 11-12 persoane. Domnul Damaschin a venit însoțit de mulți alți oameni. Eu l-am întrebat pe domnul Damaschin de ce nu este în continuare accesul interzis, de ce nu avem acces nici măcar la apă, nici măcar nu mă pot să spăla pe mâini după ce prestez munca voluntară. În timp ce vorbeam cu domnul Damaschin, oamenii pe care au venit cu el m-au înconjurat, au început să mă bruscheze, au început să mă amenințe. M-au lovit, m-au împins în afara curții adăpostului pentru câini comunitari. Vreau să spun că s-a făcut acest adăpost pentru câini și sunt direct implicat și foarte nemulțumit. Și foarte nemulțumit de ceea ce se petrece la acest adăpost. Deci la acest adăpost se petrec lucruri foarte, foarte, nu să spun urât. La ce vă referiți? Foarte la jenante. Hrană, la... În primul rând, hrana câinilor este vândută. Tratamentul câinilor nu este făcut corespunzător sau de multe ori nu este făcut. Câinii sunt omorâți în condiții sub orice critică. Și acuzațiile celor doi nu se opresc aici, aceștia susțin că au fost bătuți și deposedați de CD-urile care conțineau probe în acest sens. Acum câteva zile, o săptămână, o persoană care s-o ocupa de colectarea câinilor? De colectare, de câțiva câini maidanești, dar de rasă, care sunt în acel padoc și în același timp acea persoană îmi s-o ocupa și cu strânsul de semnături pentru candidatura mea la Consiliul Local, a fost oprit instantaneu pe stradă de persoane străine și a fost bătut și călcat în picioare. I s-a luat mapa cu documentele care le avea, inclusiv cu foile care strângea pentru mine semnături și cu niște CD-uri, cu înregistrări ce se petrece în acel padoc. CD-uri care ele trebuiau să ajungă la București. A oprit o mașină vernil, 2 inși, 1,85 și 1,90 m, 7 ani, mult mai vârstă ca mine, am crezut că vreau o relație ceva să întrebi după stradă. S-a dat în mașină și că trebuie să stai numai 2 minute. Am oprit cu bicicleta, eram doar scălare, nu m-am dat jos bicicleta. M-am trezit cu pumnii în cap, cu picioare, tăbălindu-mă pe jos.
Au început de acolo să țipi oamenii de acolo la market, o lua numărul la mașină, s-o suna la 112. Bănuiți cine ar putea fi acești doi indivizi? Cum să nu bănuiesc dacă, după câte a pătrât domnul președinte, pe 26 scandal, pe 28 scandal, pe 29, încercat 11 inși lungul ăsta să-l bată. Sper că tot de aici pleacă problema. Ați depus o plângere mi în acest curat, moment? Mi s-a furat, mi s-a furat niște ideuri foarte importante. Acele probe de care... Probe care am avut. Bine, avem, deci durează să muncim iar româncă în plus. De o lună de zile, nu iar o facem două. Ați depus o plângere? Am depus plângere la parchet direct. Noi de-a lungul timpului am strâns probe prin care avem dovezi. Acești câini au fost omorâți, acești câini își mâncau pui, s-au fost hrăniți cu șoareci, avem fotografii, ciori, orice mănâncă în afară de mâncarea care li se cumpără în mod oficial. Reprezentanții SECE Municipal Locato Serv spun că... Acești domni au mai făcut reclamații la nivelul societății noastre și la nivelul primarului municipiului Roman. Din primele verificări se pare că nu s-au dovedit a fi adevărate aceste acuze. În continuare facem investigații și vom alcătui o comisie pentru a verifica veridicitatea acestor acuzații. În cazul în care se vor dovedi adevărate, vinovații vor fi sancționați. Dacă nu se vor dovedi a fi adevărate, sigur va trebui să vedem ce atitudine vom avea față de cei care fac reclamații nefondate. Bun, dar ei înainte desfășurau activități sub formă de voluntariat acolo, în incinta de postului și acum nu mai au acces. Au avut un contract pe o perioadă limitată în care și-au desfășurat aceste activități de voluntariat. Sigur, dacă vom ajunge la un consens și ne vor dovedi faptul că în continuare își doresc cu adevărat să continue aceste activități, vom continua acest contract de voluntariat. Deci la momentul de față nu mai există, acel contract de voluntariat, din acest motiv nu au acces în acest adăpost. La momentul de față, adăpostul de la Roman are în îngrijire peste 90 de câini comunitari, despre care angajații locului spun că trăiesc în condiții bune. Rămâne de văzut în ce măsură cei care aduc aceste acuzații reușesc să vină și cu probe în acest sens.